Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! În această seară doresc să ne uităm împreună în Sfintele Scripturi la un studiu introductiv intitulat Creștinul în lume. Să ne gândim cine suntem și să ne dăm seama unde suntem și ce avem de făcut. Creștinul este purtătorul numelui Domnului Hristos. Știți că mai întâi urmașii Domnului s-au numit ucenici, dar apoi spune Scriptura, Fapte capitolul 11, versetul 26, pentru întâia dată ucenicilor s-a dat numele de creștini în Antiohia. Dar lumea aceasta în care trăim, deși a fost creată de Dumnezeu și El este stăpânul întregului univers, este pentru o vreme sub stăpânirea celui rău. Spune Apostolul Ioan în epistola sa, capitolul 1, 1 epistola, capitolul 5, versetele 19 și 20, știm că suntem din Dumnezeu. Asta pentru că ne-a creat. Mai mult, datorită lucrării Domnului Hristos, prin El avem dreptul să fim copiii lui Dumnezeu. Dar, scrie în continuare, de asemenea știm că toată lumea zace în cel rău. În studiul acesta vreau să abordăm condiția celui născut din nou. În lumea aceasta, și totodată scopul pentru care Domnul ne-a rânduit aici. Amintiți-vă de Domnul Hristos care spunea înainte de a pleca înapoi la Tatăl, citesc din Ioan capitolul 17 din rugăciunea sa, de la versetul 14, când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Versetul 12 am citit și 13, mai multe citim. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum m-a trimis pe mine tu în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Așadar, suntem aici cu un scop, avem un mandat. Doamne, ajută-ne să ne putem achita bine de el. Doresc mai întâi, în prima parte a lecțiunii noastre, să observăm câteva caracteristici generale, apoi, într-o a doua parte, să observăm câteva domenii și aplicații ale vieții noastre de credință. Creștinul în lumea aceasta a fost și este un străin. Trebuie să ne însușim foarte bine acest concept, ca nu cumva să ne confundăm cu lumea, cu gândirea ei, cu scopurile ei. Să citim ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 31, și să observăm că lumea aceasta este un sistem coordonat de diavolul și toate ființele căzute. Acum are loc judecată lumea acesteia, acum stăpânitorul lumea acesteia va fi aruncat afară, dar el încă este. Și în Evanghelia după Ioan este numit în mod repetat stăpânitorul lumea acesteia. Cum stăpânește diavolul lumea? Să ne întrebăm, are vreo stăpânire și asupra noastră? Citesc din Efeseni, capitolul 2, cuvintele Apostolului Pavel, versetele 2 și 3. După mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a conducătorului ei, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci totul se derulează la nivel de Duh, de minte. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești,
când făceam voile firii noastre pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Diavolul controlează umanitatea prin gândire și apoi prin poftele, prin păcatele pe care el îi determină pe oameni să le comită prin ispită. Noi ca și credincioși trebuie să știm că el este dușmanul nostru și lumea asta ne este potrivnică. Spunea același apostol Pavel, citesc din Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și 21, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Sub acest aspect, noi prin Domnul Hristos am fost eliberați de puterea vrăjmașului, dar trebuie să fim eliberați și totalmente din lumea aceasta, de sub influențele lui, de sub domnia răului, din aceste efecte ale păcatului și a morții, acel ultim dușman. Și după cum scrie în versetul următor, el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Așadar, este diavolul stăpânitorul, dar puterea în cer și pe pământ aparține Domnului nostru, slăvit să fie în veci. Să înțelegem cum să trăim în lumea aceasta. Iată ce citesc și din 1 Petru, capitolul 2, versetul 11. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, adică de acțiunile diavolului. Acestea sunt pârghile lui. Pofta când a zămislit de naștere păcatului și când omul păcătuiește, este robul diavolului. Că scrie în Evrei 2 că prin puterea morții se realiza această domnie a celui rău. Aceste pofte ale firii pământești se războiesc cu sufletul. De aceea trebuie să fim atenți în drumul nostru prin această lume. Toți credincioșii, chiar și cei din Vechiul Testament, s-au simțit și așa și-au înțeles statutul lor ca străini în lumea aceasta. În Epistola către Evrei, capitolul 11, în versetul 13, este scris foarte clar: în credință au murit toți aceștia și sunt enumerați de la Abel. Nu știe Abel că e străin? N-au fost părinții lui scoși din grădina Edenului? Cu siguranță i-au povestit. Avram, în mod simbolic, a fost chemat dintr-o țară să plece spre o altă, a promis. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Vedeți, acum s-a dat libertate și avem proprietăți, chiar dacă ne amenință criza. Dar oricum noi oamenii am vrea să stăpânim. Amintiți-vă că Dumnezeu la evrei nu le-a dat niciodată drept de proprietate definitiv. N-a fost decât un fel de concesionare pe 49 de ani. Apoi pământul revenea la adevăratul proprietar, la Dumnezeu. Noi în lumea aceasta nu doar că suntem străini și călători, ci trecem printr-un teritoriu inamic. De aceea trebuie să fim atenți, să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre, să ajungem cu bine la sfârșit. Amintiți-vă de David când a trimis 3 ostași viteji în tabăra filistenilor să-i scoată apă și spunea mai târziu: nu beau, că au adus-o cu prețul vieții lor. Și în cazul nostru e vorba de sufletul nostru, nu cumva să ne-l pierdem în drum și să nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, îndură-te de noi! În acest context al creștinului în lume, sunt câteva domenii care se evidențiază și de care nu putem să facem abstracție. Trăim în lumea aceasta. Cum spunea cineva, oricât am fi noi cu capul în cer, picioarele sunt tot pe pământ. Avem nevoie de hrană pe care ne extragem din pământ. Trăim într-o societate. Nu ne-a chemat Domnul să ne retragem în pustietate. Pentru că, așa cum spuneam de la început, noi avem un mandat în lumea aceasta. Evanghelizarea este lăsată în seama noastră. În aceste condiții, trebuie să înțelegem mai întâi atitudinile reciproce. Cum ne privește lumea pe noi și cum trebuie să privim noi lumea de afară.
Să ne amintim aici de cuvintele Domnului Hristos, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 19. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi cele astea ei, dar pentru că nu sunteți din lume, adică nu aparținem acestui sistem, pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Dragii mei, nu comuniștii, nu românii, nu slovacii, lumea. Aceasta este atitudinea fundamentală a lumii față de noi. Ură. De unde? Din sămânța demonică. De când l-a urât Cain, care era de la cer rău, pe Abel, de atunci așa a fost și așa va fi până la sfârșit. Spune tot Ioan, citesc din nou 17:14, le-am dat cuvântul tău, sunt cuvintele Domnului Iisus, și lumea i-a urât. Adică e destul să iei o Biblie, să citești, și cu atât mai mult dacă o trăiești. Și dintr-o dată stârnești reacție. Partida aceasta peste tot, spune Apostolul, stârnește împotrivire. Este o reacție din oficiu a lumii. Povestea un frate la noi zilele astea că, așteptând să iasă copiii de la studiu, a văzut pe cineva care arunca niște hârtii peste gard în curtea bisericii. A zis, domnule, dar nu-i frumos. S-a uitat la el și a dat seama că e pocăit și a zis, vă urăsc pe toți pocăiți. Dacă ar fi după mine, v-aș termina. Și un altul zice, a fost milițian, dă-i pace că e comunist. Băi, nu că e comunist, e din lume. Și lumea urăște pe credincioși. Pentru că diavolul insuflă această ură în ei. Vreau să observăm care este originea acestei probleme. De fapt, ce s-a întâmplat, spune Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetul 13. El ne-a izbăvit, adică Domnul Hristos, de sub puterea întunericului, ne-a scos. Am fost eliberați ca Petru de sub gărzile lui Irod. Ne-a scos Domnul din mâna diavolului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, slăvit să fie Domnul. Iată de ce ne urăște diavolul. I-am scăpat. Cum să nu ne urască? Când noi urmează să fim duși în împărăția lui Dumnezeu, în slav, acolo de unde El este aruncat afară. În felul Lui, are temeiul Lui. Nu-i îndreptățit că El s-a făcut vinovat. Dar iată că acum este dușmanul nostru. De asemenea, trebuie să înțelegem că în lume mai există un conflict, pe lângă cel dintre noi și lumea aflată sub supremația diavolului. Natura noastră coruptă, căzută începând cu Adam sub influența păcatului, mai dovedește că există încă o luptă în interiorul nostru. O simțim noi aceasta? A întrebat odată un părinte pe copilul său, auzi, de unde ai scos vorba asta? Ai auzit-o azi la școală? Și el a zis, nu, dar de unde? Mi-a venit în gând. Adică în noi înșine există ceva rău. Și spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7, că văd în mine o lege care ce idee are? Se împotrivește legii lui Dumnezeu. Ei, în acest context, Dumnezeu ne-a dat Duhul Său ca să fim biruitor și asupra firii noastre pământești. Dar lupta se dă în tinerii aceștia în mod deosebit, în cei care nu sunt născuți din nou. Atunci când hrănim firea aceasta, când este într-un context păcătos, lupta este cu atât mai evidentă. De aceea să ascultăm ce spunea Apostolul, ce scria Apostolul Petru, 2 Petru capitolul 1 de la versetul 3, cum am putea să avem biruință asupra lui Satan, asupra lumii și asupra firii păcătoase. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințului nespus de mari și scumpe ca prin ele să o faceți părtași firii dumnezeiești. În ce context? După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Adică lumea n-ar fi atât de puternică dacă n-ar fi și noi poftele. Dar când se coalizează acestea, atunci carnea e neputincioasă, numai Duhul dacă face ceva. Noi suntem prea slabi
când nu avem doar un dușman la graniță în afară, când ne trădează și cineva din interior. De aceea trebuie, cum scrie aici, să ne dăm toate silințele. Citesc versetul 11, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică putem să fim biruitori, amin? Citesc și din 1 Ioan capitolul 4, versetul 5, în aceeași idee este scris: versetul 4, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Doamne, fi slăvit! Mai scrie în Apocalipsa 12 că și îngerii s-au luptat, și apoi scrie despre credincioși: ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Citeam recent într-o carte a unui medic că cea mai mare luptă a omului nu este în timpul războaielor, ci tot se derulează la nivel de organism, împotriva bacteriilor și a virusilor. Și toată lupta aceasta o duce sângele. De exemplu, dacă apare un virus nou, sângele nu se poate opune până nu găsește formula o care să învingă acest virus. După aceea își depune tot efortul și tot organismul, își focalizează energiile pentru învingere. Și povestea medicul: de-abia când am aflat acest adevăr din medicină, mi-am amintit și am înțeles adevărul scris în Biblie, biruința prin sânge. Dacă sângele fizic din noi se luptă să distrugă microbii și virusii, cu atât mai mult sângele Domnului Hristos prin Duhul Sfânt ne va da biruință deplină. Fie că sunt virus în noi și noi trebuie să-i simțim când vedem ura cum se cuibărește sau vreo altă poftă, fie că cineva din afară ne ispitește sau cineva ne face rău, Domnul vrea să ne dea o biruință deplină, slăvit să-i fie numele. În acest context aș mai adăuga un aspect. Trebuie să știm cum să ne raportăm la lumea aceasta din punct de vedere economic, social. Vedeți, e criză în viață, tinerii trebuie să-și facă o carieră. Trebuie să muncim în lumea aceasta. Avem un mare sfat pe care Domnul ne l-a dat, citesc din Luca 12, care e valabil pentru toate generațiile și toate problemele. După ce unul din mulțime a cerut Domnului să-i facă dreptate într-o dezbatere succesorală, versetul 22, Domnul a zis ucenicilor: vă rog să rețineți, asta e pentru noi, nu e pentru lume. Vă spun, nu vă îngrijorați. Ca dovadă că e pentru noi, nu e pentru lume, versetul 30, toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Ar trebui și în domeniul material să fie diferență între un creștin și un altul care e din lume? Da. În primul rând, prin încrederea în Dumnezeu. Spune Scriptura în Psalm că Dumnezeu își întinde privirile peste tot pământul să-i păstreze pe a lui și în timp de foamete. Pentru că are Dumnezeu puterea aceasta. De asemenea, Dumnezeu poate să-i protejeze, poate să-i binecuvinteze, într-un fel sau altul. Dar de asemenea, trebuie să fim observați, de exemplu, prin dărnicia noastră. Spune Scriptura în continuare aici: nu doar nu te teme, turmă mic, vindeți ce aveți și dați milostenie, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Adică, cei credincioși se diferențiază de lume și la capitolul venituri, și la capitolul cheltuieli, și la donații, și la toate. Spunea Voltaire, când e vorba de bani, toți au aceeași religie. Nu știu cu cine s-a întâlnit el. Dar dacă e vorba de noi, să fie altfel. Povestea un frate din Ucraina că un credincios mergea cu bicicleta, a rămas în pană, s-a defectat total o roată, s-a obturat și se oprește la o familie și zice: nu m-a ajutat să o repar cumva. Și omul zice: păi văd că bicicleta ta e marca așa ca a mea. Îți dau roata mea, mea e bună, nu, e bicicleta aproape nouă. Păi da, las eu să acasă, nu mă duc nicăieri, tu ești în drum, am auzit că ai de mers departe. Cât să-ți dau? Ce să-mi dai, că ești necăjit?
Și a plecat fratele și s-a gândit, măi, ăsta o fi pocăi, eu nu eram în stare să fac așa ceva. Hai să zici că eu reparam sau să-i împrumut așa cu oarecare garanție, dar să-i o dau și să spun, las că eu sunt acasă și n-am drumuri de făcut. Credincioșii se raportează la lucrurile materiale după modelul lui Dumnezeu, care dă ploaie și peste bun și peste răi, iar în vedere cu bunăvoință și pe drept și pe nedrept. Doamne, ajută-ne așa să fim și noi. Să ne dea Domnul o inimă bună și să ne încredem în El că are suficientă putere și rezerve să ne păstreze. Amintiți-vă de Iosif și frații săi, l-au vândut, i-au luat și haina și au mai făcut și bani pe seama lui și au rămas cu toată averea. Avram era bogat, Isaac s-a îmbogățit mai mult și tot au rămas să cerșească. De la cine? De la Iosif. Pentru că greu este în mâna lui Dumnezeu. El știe ce și cum și care spice se înclină și care rămân în picioare. Nu noi. Să-i mulțumim Domnului chiar în vremea aceasta, slăvit să fie în veci. Aș veni în fața dumneavoastră cu două aplicații pe acest fond al acestor realități, a unei lumi sub stăpânirea diavolului. A unor credincioși care sunt întreagă spre împărăția lui Dumnezeu, care au și ei nevoi materiale, dar de care Dumnezeu îngrijește, care au și ei luptele lor sufletești, dar Duhul lui Dumnezeu ne ajută și ne dă biruință, în primul rând, și de m-ar înțelege tinerii ceea ce le spun, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Am observat în seara asta, spre finalul rugăciunii, eu am fost pe partea asta, de exemplu, aici la fete s-a cam terminat rugăciunea, n-au ele mari necazuri, bănuiesc. Dar acolo, mai în spate, la surori, nu numai că nu se încheia rugăciunea, am auzit și ceva plâns. Și m-am gândit, peste 20 de ani o să le treceți în locul lor. Și care nu au plâns destul acum, plânge atunci. Sau poate sunt care plâng pentru voi sau pentru alții, ca Domnul să-i cerceteze, așa că siliți-vă de acum să înțelegeți că e mai ușor mai târziu, e bine plătite ratele din vreme, că dacă nu se adună și prea multe odată. Asta e valabil și pentru băieți. Altfel toți, zucăuși și încrezători, li se pare că stăpânesc situația, dar pe măsură ce ani trec, am sunat într-o zi pe un frate și am zis, ce faci? Zice, auzi, am ajuns și eu la concluzia lui Ilie că nu-s mai bun ca părinții mei. A crezut că poate să facă mari lucruri. Până când a venit viața cu greutățile, cu nevoile și l-a făcut Dumnezeu să meargă la pas, dar să nu schimbăm direcția de mers. În primul rând, creștinul adevărat nu va iubi lumea. Lumea aceasta, oricât ar fi de strălucită, de glazurată, nu merită iubită. Asta în primul rând pentru că noi avem o relație cu Domnul și lumea aceasta e sub influența diavolului. Și a iubi lumea înseamnă a iubi ce a făcut diavolul. Și asta i-ar da lui Dumnezeu cea mai mare decepție. Asta ar fi cea mai răsunătoare voce a diavolului care ar putea să meargă în fața lui Dumnezeu și spună, Doamne, copiii tăi le place în grădină la mine. Nu la tine. Uite, vin și iau de la taraba mea. Să ne amintim de cuvintele lui Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, care a spus foarte categoric, versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. M-am întristat când m-a sunat un slujitor, conducător de adunare, mai tânăr, și a zis, frate, ce să le spun la unii părinți care atunci când le-am cerut de la biserică să învețe copiii versete biblice, mi-au spus că nu au timp, că trebuie să meargă la antrenament, la arte marțiale. Și am avut ocazia să-i spun, dragul meu, vezi de ce ți-am recomandat să te duci pe o credință îngustă, credința aceea largă, e așa de aproape de lume, de nici nu știi când te-ai scăpat. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și cu siguranță, artele marțiale cu
amestecul lor cu lumea ocultă, cu religiile orientale, fac parte din lume. Dar am fost surprins într-o zi, căutând ceva, să aflu de un păstor care avea un site, un blog pe net, că în același timp avea nu știu ce centură și încă era activ. Spune Scriptura aici, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și aici nu merge, aici e punctul critic, ori cu Dumnezeu, ori cu lumea. Dacă sunt dragi lucrurile din lume, înseamnă că ți-a dispărut dragostea de Dumnezeu sau încă n-ai ajuns la ea. În cazul unor tineri, asta e adevărul, încă n-au ajuns să o cunoască. În al doilea rând, lumea aceasta este guvernată de cel rău. Are în conținutul ei păcat, are scopuri vinovate, pe când noi urmărim alte scopuri. Sunt activități în lumea asta care ar vrea să creeze impresia că sunt neutre. De exemplu, sporturile, anumite filme, distracții. Dar toate acestea ne împiedică de la împlinirea scopului nostru. Pentru ce trăim noi în lumea aceasta? De exemplu, un sportiv va fi duminica la antrenament. Nu poate să mai vină la biserică. Sunt scopuri care se combat. Și toate acestea, când ne gândim, vă citesc din Iacov, capitolul 4, versetul 4, duc la aceeași concluzie. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să spună eu nu iubesc, dar suntem așa prieteni. Asta e tot vrăjmășie cu Dumnezeu. Pentru că așa după cum spuneam înainte, noi avem o chemare să vestim Evanghelia lui Dumnezeu, să fim niște lumini în lume. Ei, se încearcă acum, de exemplu, următorul compromis. Să mergem noi cu ei pe plajă, pe stadion, la diverse activități și să evangelizăm acolo. Și apoi se vine și la noi la biserică cu minge cu tot. Și ce rezultă în final? Vor deveni ei mai sfinți? Nu, vom deveni noi mai sportivi. Așa se constată că se întâmplă pe teren. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Pentru că noi avem altă chemare, pentru că lumea zace în cer rău. Spune în continuare un an, capitolul 2, pentru că lumea și pofta ei trece, pierd, n-au valoare. În al doilea rând, și legat de aceasta, iubirea creștinului este pentru Dumnezeu ca răspuns la iubirea cu care ne-a cinstit Dumnezeu când a dat pe Fiul Său pentru noi. Și când este iubire, nu mai trebuie nici legi. Dar dacă nu iubire, nici legea nu te ține. Că n-a fost în stare nici înfiorarea de pe Sinai să-i țină pe evrei. Nici legea aceea dură. Numai dragostea poate să țină pe cineva. Dacă vom înțelege asta, atunci toată pocăința devine ușoară. Când ajungi să-ți fie drag Dumnezeu, lucrurile sfinte, să dorești cântarea sfântă, părtășia, rugăciunea, lucrurile care plac lui Dumnezeu, când plăcerea lui devine plăcerea noastră, totul s-a rezolvat. Atunci celelalte nu mai prezintă nicio atracție. Dar ca să aveți proba că la iubire e greu să testezi pe cineva. Măcar că scrie în 1 Corinteni, capitolul 8, că dacă iubește cineva pe Dumnezeu, e cunoscut de Dumnezeu, știe Dumnezeu cât îl iubim. Dar eu n-am cum să probez pe cineva cât îl iubește pe Dumnezeu. Dar să știți că iubirea de Dumnezeu este geamănă cu adevărul. Și adevărul este Sfânta Carte. Ascultați ce vă citesc din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 4 și 5. Cine zice, îl cunosc,
și nu păzește poruncii lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem în el. Asta ar fi dovada cuvântului Dumnezeu. Eu când îi văd pe unii așa cântă despre dragoste și nici nu știu exact dacă se gândesc la Dumnezeu sau la vreun anume om. Știți cum aș cred eu că vă gândiți la Dumnezeu? Dacă v-aș întreba cât citiți în Biblie și cât de mult vă place cuvântul. Că iubirea e geamănă cu adevărul. Atunci cred că e vorba de Dumnezeu. Dacă nu, am îndoieli. Tot în ideea aceasta citesc din capitolul 4, de la versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Dar cum îl cunoaștem? Din Sfânta Carte. Și acum din a doua Ioan, capitolul 1, versetul 1 la 3. Prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr, iubire în adevăr și nu numai eu, și toți ce cunosc adevărul. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Deci, să nu ne înșelăm susținând că ne drag Dumnezeu, dar nu ne drag ce zice Dumnezeu. Să ne fie dragi principiile lui Dumnezeu, cuvintele lui, felul lui de a gândi. Că altfel e ca și cum v-aș arăta o poză la băieți sau unei fete și spune, aia ce frumoasă e, sau știu eu, ați vedea una pe internet. Ei, și când v-aș spune cum gândește asta, sau ce dorințe are, a zice, mai bine una urâtă. Cu asta nu te poți înțelege. Păi asta e problema și cu Dumnezeu, deci să nu ne-l imaginăm noi pe Dumnezeu zugrăvindu-l cum vrem. Dumnezeu este așa cum este. Și dacă îl iubim și vrem să fim cu el și să moștenim împărăția lui în când se va sfârși călătoria noastră pe pământ, atunci să-l învățăm pe Dumnezeu din Sfânta Carte așa cum este, Doamne, ajută-ne! Și spun în încheiere, lumea aceasta creată de Dumnezeu, spune Genesa 1:31 că era foarte bună. Când te uiți la creație, vă spuneam că am citit recent din cartea unui medic, m-am uimit încă o dată cât de complex este ființa umană. Ce este în cutia noastră craniană este la fel de extins cât cosmosul, mai mult decât îl vedem noi noaptea cu stele. Ca număr de entități, într-un minut sunt milioane de operații în mintea noastră. Oamenii cu computerele spă nicăieri. Ei sunt la distanță de an lumină de ce a făcut Dumnezeu. Lumea aceasta e perfectă creată de Dumnezeu. Dar a căzut sub influența diavolului. Să fim conștienți de această realitate, dar să mai știm ceva. Acel verset frumos, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Aici este punctul de echilibru. Să le putem gândi pe toate la locul lor. Dumnezeu a creat lumea asta frumos. Când te uiți la un om să-ți dai seama că e creat după chipul lui Dumnezeu, dar bietul de este rob al diavolului, ce poți face pentru el? În primul rând să te lupți tu să dobândești chipul lui Dumnezeu și apoi să te lupți să fie și el câștigat, scos din lumea aceasta și adus la Dumnezeu, amin? Să ne fie clar că în lumea aceasta nu se va instaura vreo împărăție a fericirii și a păcii. Când a întrebat Pilat pe Domnul Iisus, ești împărat? E discutabil scaunul meu sau al cezarului? Eu zic, sunt împărăția mea. Nu e din lumea aceasta. De aceea ne rugăm, Doamne, vie împărăția ta și facă-se, Doamne, voia ta. Ceea ce trebuie să știm e că noi suntem chemați să biruim pe diavolul. Este o luptă în lumea aceasta. Închei cu 1 Ioan, capitolul 2, versetul 14. V-am scris părinților, cei care sunteți în postura aceasta în adunare,
fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Ne-am gândit la Dumnezeu, la creație. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Deci ce șanse avem noi să biruim lumea și pe diavolul? Pe Apolion, cum l-a văzut în călătoria creștinului? Să luăm Biblia și să ne rugăm cuvântul să se facă trup, adică să fie împlinit în viața noastră și vom avea biruință. Diavolul fuge de cuvânt, nu de tămâie. La lumină diavolul n-are putere. Când e vorba de sfinți, zice, îi cunosc și se retrage. Și scrie tot în Ioan, capitolul 5, versetul 4 și 5. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Domnul să vă dea biruință. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, este credința noastră. Credința în Domnul Iisus, în jertfa Lui, în viața veșnică, în viitor. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Ce suntem noi? Creștini. De unde ne tragem numele? De la Hristos. Hristos e biruitorul și toți care merg după El, cum zice în Apocalipsa, vor birui. Domnul să vă dea o biruință de plină, să nu vă poticniți în lumea aceasta sub vreo momială și să nu ne lăsăm agățați de nicio poftă. Dar în același timp, în timp ce trecem, să spunem tuturora, în timp ce purtăm cu cinste numele Domnului, să vină și ei cu noi, căci mai este loc și la cruce și apoi în Sfânta Împărăția lui Dumnezeu. Amin.